Isus este aici în seara aceasta. Și dacă mesajul acesta mie personal mi-a adus aminte de tot binele pe care mi l-a făcut Dumnezeu. M-am născut cu azi bronșit de gradul B. Medicii spuneau că la 14 ani maxim am să mor pentru că mi se uscau plămânii. La 3 ani ușor m-a lovit o motocicletă, am fost la reanimare, medicii au spus că nu mai am nicio șansă. La 18 ani am rămas paralizat, mi-au spus medicii că nu o să mai umblu niciodată. Iar astăzi stau în fața dumneavoastră, am o familie frumoasă, am un copil extraordinar, mai aștept încă unul. Și asta pentru că e Dumnezeu mare. Oameni buni, atât noi cât și fratele Marius, mergem și spunem tuturor despre Dumnezeu mare pentru că El mi s-a descoperit fiecare dintre noi. Mă întreb de multe ori ce ar mai putea să facă Dumnezeu pentru noi ca să ne pocăim. Cum mai vrei să-ți arate Dumnezeu că te iubește decât prin faptul că ți-a îngăduit ziua aceasta să mai auzi încă o dată cuvântul Lui? Cum ar putea Dumnezeu să-ți demonstreze că ai valoare în ochii Lui mai mult decât că ți-a păzit casa și familia și ești un om care nu duci lipsă de pâine? Dar eu pot să recunosc că sunt în viață pentru că m-a ținut Dumnezeu. Cântarea pe care vreau să o cânt spune: Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmez în fiecare zi. Până în ziua când la cer mă vei chema, sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci de aici fără Dumnezeu. Omule, poate ai mers la biserică, ai aprins sute de lumânări, ți-ai făcut sute de cruci, ai venit aici la biserică și ai ascultat multe predici, dar nu te-ai întâlnit niciodată cu Dumnezeul care ți-a făcut bine. El e în seara aceasta aici la biserică. El în seara aceasta vrea să se atingă și de tine. El în seara aceasta vrea să spună că vrea să fie prietenul tău pe viață. Dragul meu, primește-L pe Iisus Hristos. Nu pleca de aici fără Dumnezeu. Nu mai lăsa viața ta să fie una fără direcție. Direcția noastră este cerul, împărăția sfântă cu Dumnezeu. De aceea, haideți să răscumpărăm vremea și să ne pocăim. Pentru că Domnul nostru este bun. Și vestea este că El vine în curând. De aceea, haideți să fim gata cu toții și să-L așteptăm cu inimile deschise. Aleluia! Când nu te cunoșteam, Tu m-ai chemat cu dragoste, m-ai ridicat. Părinte mare, hai, mi-ai dăruit.
vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc când voi trăi. Drumul tău să urmesc în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Aceasta, am văzut puterea ta în locul acesta. Tu mântuiești suflete, Doamne. Tu schimbi vieți. Tu dai speranță, tu aduci bucurie, Doamne. Vrem ca numele Tău să înălțăm, Iisuse. Glorificat să fie Cel ce este Regele Regilor. Domnul Domnilor, aleluia. Glorie ție, Iisuse. Cu tot ce am, Iisus, mă dăruiesc. Care ne iubește și haide să-L iubim și noi pe El din toată inima. Amin.